Bună ziua, dragii mei Capricorn, cei cu soarele meu Venus ascendent nodul nord în Capricorn. Sunt Arotela, petalare pentru iulie 2020. Da, am sărit un pic rândul, dar nu-i nimic. Mă reîntorc la voi și sper că această întârziere e de bun augur și veți primi mesaje speciale. Din punct de vedere din perspectiva lui Dorin Vorciu și a oracolelor specializate pe carieră, se pare că voi sunteți pe calea cea bună. Dacă, dragii mei, vă urmați inima, dacă vă ascultați inima și ce spune ea, ce dorește, da? Dacă faceți conform proiecțiilor sau proiecțiile societății, ale familiei, ale părinților, copiilor sau eu știu cui, dacă faceți conform acestor proiecții, evident că vă îndepărtați de inimă, de dorințele inimii voastre și vă îndepărtați de cale. Dacă vă urmați inima și dorințele ei, adică dacă hrăniți pământul, că voi sunteți semn de pământ, cu ceva emoție și spiritualitate, vă apropiați de calea cea bună sau, eventual, vi se confirmă că sunteți pe calea cea bună. Interesant că după această carte apare cărți de oracole. Poate această etalare să vă confirme ceva. Poate. Sau poate mai aveți și alți tarologi pe care consultați și să sperăm că fiecare confirmă anumite chestiuni din viața voastră de care aveți nevoie să vi se atragă atenția sau să vi se aducă aminte. Înțelegeți, da? Încă e Mercur retrograd și poate toți avem așa ceva probleme de exprimare. Vreți să călătoriți? Poate unii practică călătorie. Genul de muncă pe care unii dintre voi o aveți implică destul de multe drumuri. Destul de multe drumuri, poate unii dintre voi trebuie să stați foarte mult la calculator, aveți grijă cu sănătatea, cu spatele, cu circulația, dacă stați prea mult la calculator, că suntem la capitolul carieră și sănătate. Eventual, practicați ceva, dacă statul la calculator vă obosește, mai practicați ceva creativ, mergeți într-o grădină, da, cu flori, practicați ceva, cântați muzică, dansați, da, și capricornii pot să facă așa ceva și când o fac foarte bine. Eu am o părere foarte bună despre capricorni, sunt ambițioși, dar asta nu exclude creativitatea din viața lor. Deci, destul de simplu, în principiu, sunteți pe calea cea bună, mai ales dacă vă urmați, eu știu, chemarea inimii. Mai ales dacă îmbinați emoțiile cu ambițiile pe care, în general, semnele de pământ le manifestă. Și posibil că această confirmare vine într-un moment special în care am senzația că unii dintre voi ori ați pierdut un vis sau nu v-ați implicat într-un vis, într-un ideal. Ori ați amânat, ori ceva. Unii dintre voi poate chiar vă separați de cineva, vă separați sau aveți nevoie de o vindecare. Imediat vă explic de ce. În timp ce am amestecat cărțile care clarifică oracolele, am vrut să se arate 10 de cupe, dar 10 de cupe este invers. Și în acest motiv vorbesc despre un vis. Ori ați fost unii dintre voi într-o căsătorie, într-o relație, că vă și 10 de monede, pe care ați descoperit-o de-a lungul timpului că nu este sau n-a fost atât de frumoasă pe cât ați sperat. Și chiar dacă nu e vorba de căsătorie, poate unii dintre voi, că vorbim de carieră, v-ați concentrat foarte mult pe muncă, să aduceți bani în casă și nu v-ați împlinit, interesant, da? Această dorință a inimii, aveți un hobby, aveți o pasiune pe care eventual nu ați explorat-o. E un talent nelucrat. În momentul în care lucrați acest talent, intrați pe calea, vă apropiați sau intrați chiar pe calea voastră, da? Posibil pentru unii să fiți într-o situație cu capul în jos, incertă, sau în tăcere, sau în separare cu un semn de apă, care la un moment dat, totuși e 10 de cupe, la un moment dat v-a adus fericire, bucurie, dar cartea a venit invers, da?
Rămâne doar un vis frumos, deocamdată. Dacă vreți să-l manifestați, că apare totuși 10 de monede, dacă vreți să transformați visul în realitate, că sunteți semne de pământ și semne, mai ales capricornii, dacă aveți și sextil cu pești în harta natală sau cu Neptun într-un fel sau altul, ceea ce visați sau ceea ce vă doriți, reușiți să puneți în realitate și este minunat. Dacă vreți totuși să faceți acest lucru, trebuie să vă vindecați. Ce s-o fi auzit? Să vă... Ce se aude? Să vă vindecați de o situație acasă, de un contract, că vorbim de carieră, da? Eventual poate și o afacere, poate un job care v-a adus mulți bani, dar care v-a îndepărtat de acest vis frumos. Ori o persoană dragă, ori, repet, ar putea să fie un hobby. Trebuie să vindecați acest, da, acest, această poziție, această carte. Poate să fie, repet, familie, o afacere a familiei, niște tradiții, niște concepții ale familiei voastre, să nu faceți cu tare, să nu faceți cu tare. Da? Sau că vorbim de carieră, poate să fie o afacere, o poziție, că în general capricornii ajung în poziții bune, pentru că sunt foarte muncitori, este adevărul. Trebuie să vindecați, să vă vindecați această eventual ambiție. Ambiție de a fi apreciat, de a fi în top, de a fi abundenți. Pentru că, da, e important să vă dați toată energia acolo unde sunteți și să demonstrați că sunteți oameni capabili. Dar dacă nu dați toată energia într-o direcție, direcție care vă umple sufletul, parcă tot degeaba. Parcă tot degeaba. Unii dintre voi, repet, trebuie să vă vindecați. Poate e o chestiune cu oricum un alt semn de pământ, acasă, oricum săgetător, acasă pentru unii. Asta pentru că văd iar săgetător. Poate aveți planete în săgetător. În fine, după ce vă vindecați, vă doriți iar comunicare și călătorie. Și de-aia zic că trebuie să vindecați ceva acasă sau la locul de muncă sau un job sau un stil de lucru și să învățați să fiți un pic, eventual să vă... Aha, e o reinvestiție cu 7 de monede și împăratul, reinvestiți într-o altă direcție, poate. Pentru că este o mișcare, este energie care se schimbă într-o altă direcție, da? 8 de monede, de băte comunicați despre, eventual, eu știu, o nouă idee, cum să faceți bani. Am înțeles, e posibil și așa ceva, o nouă idee, cum să faceți bani. Și după ce comunicați, vă informați, eventual transmiteți viitorilor colaboratori, vă și mutați și călătoriți. Interesant că aveți și călătorie, da? Călătorie aici. Călătorie se vede și la această barcă. Călătoriți. Dacă am zis acel job sau acea poziție sau situația de acasă nu v-a satisfăcut într-o direcție, vă găsiți soarele și soarele se găsește în momentul în care vă urmați sufletul, da? Chemarea sufletului a inimii, da? Reușiți să materializați, repet, ca să vă intre în cap acest vis, să-l transformați în realitate. Și e frumos. Și e foarte frumos. Cu răbdare. Cu răbdare, cu precauție. Vă analizați bine investițiile, da? Vă faceți ordine în grădină, că tot a plouat, eventual tăiați iarba, puruienile și toate ce au mai crescut. Și vă puneți bazele unui nou imperiu. Așa simt că este... Se poate crea ceva, chiar dacă în aparență este mult de lucru, 7, poate chiar 7 săptămâni, 7 luni pentru unii, rămâne de văzut, vă puteți crea un nou imperiu. Poate unii dintre voi aștept, da, eu așa simt deocamdată să citesc imediat, schimb altă variantă. Da? Și puteți în această direcție să mergeți, iar faeton avem mișcare, să mergeți cu pasiune într-o direcție care vă aduce stabilitate. 4 de băte. Și dacă v-a fost teamă cândva că 8 totuși reprezintă casa 8-a scorpionului și acolo sunt multe frici, v-a fost teamă să lăsați ceva ce vi se părea stabil, dar nu vă dădea satisfacție, 8 de cupe, mergeți sau în felul acesta vă împliniți această a noua cupă, a noua cupă și la un moment dat va veni încă una, o persoană, da? Aici sunt totuși eu un cuplu, un colaborator, ceva, care vă va umple toate cupele și vă veți schimba, iar e schimbare, vă veți schimba într-un fel destinul, vibrația, direcția și se vede. Schimbare, roata norocului, nebunul, dar evident trebuie să faceți planuri.
E o idee care se naște și care vă poate schimba lumea. Asul de bâte, soarele și lumea. Ia uite, posibil unii dintre voi cu un semn de apă, posibil la distanță. Și semnul de apă poate să fie un consilier, poate să fie un colaborator, că vorbim totuși de carieră. Hai să mai dau altă variantă. Pentru, interesant mesajul. Pentru unii, nu toată lumea, nu toată lumea, vă rog frumos, repede câte ori pot. Pentru unii dintre voi, pentru că semnul săgetător reprezintă casa nouă a călătorilor peste hotare și aveți destule cărți, aveți temperanța care lasă, trebuie să vindece eventual un stil fix, niște situații acasă, aveți 8 de bâte săgeți și știm bine că săgetătorul este reprezentat de săgeată, da, simbolul săgetătorului este săgeată. Aveți totuși un împărat, semn de foc sau de pământ ați putea fi voi. Oricum, un personaj determinat să-și reclădească viața și să-și urmeze destinul, că asta face faetonul. Și destinul, de fapt, îl găsiți ascultându-vă inima, da? Acesta este destinul, cel pe care trebuie să-l urmați. În momentul în care intrați pe această vibrație, intrați pe cărarea cea bună. Unii dintre voi, unii, ați încercat, unii, nu toată lumea, evident. Dau și varianta asta că se vede. Ați încercat să aveți un control, să puneți în așteptare pe cineva, ori rac, ori cu rac cu planete în semn de foc, ori cineva în semnul focului, berbec, rac, berbec, leu sau săgetător cu planete în rac, pentru că apare și 8 de cupe. I-a spus un pic în stand-by din cauză, da? Ați încercat să aveți controlul asupra lor și i-a spus un pic în așteptare. Din cauza că unii dintre voi trebuia să vă ridicați într-o vibrație pământeană, terestră și să vă schimbați vibrația, să vă curățați chakrele, să vă echilibrați emoțional și s-au întâmplat multe între timp. Din acest motiv, eventual, s-au amânat niște manifestări, că împăratul manifestă. Repet, în relație cu un rac sau cu la distanță, evident, cu cineva la distanță, posibil, dacă nu e la distanță, poate să fie și cu un copil acasă, pentru unii copil acasă. În fine, persoana respectivă care a fost amânată și a stat în stand-by a plecat. Vreți să schimbați lucrurile, să o luați de la zero, să plănuiți ceva, fiecare pas, eventual, să lăsați personajele sau situațiile care v-au ținut pe loc și să călătoriți iar către această nouă flacără, nouă pasiune, asul de bâte, soarele, da? Eventual să călătoriți către, peste o apă, peste niște hotare, către un semn de apă și să comunicați. Ce să comunicați? Ce greu a fost, ce întuneric a fost în lipsa lor? Un stil de viață. Să comunicați un stil de viață pe care l-ați înțeles eventual. Iar dau prea multe variante și uneori nu-i bine. Hai să clarificăm. Ești pe calea cea bună. Ești pe calea cea bună? Da, dacă intrați pe spiritualitate, dacă aveți curajul să vă abordați față în față toate umbrele, vulnerabilitățile, slăbiciunile, ca să vă găsiți lumina, da? Interesant că și eremitul caută lumina și aici este lumina deja în el, în personaj.
Dacă ați avut niște trădări la locul de muncă, dacă v-ați simțit manipulați undeva la locul de muncă, aici sunteți voi, semn de pământ, înțelegeți că a fost o lecție ca să vă readuceți aminte de spiritualitate, de Dumnezeu, de o lumină pe care toți o avem înăuntru și pe care trebuie să o găsim mai devreme sau mai târziu. Ați fost ghidați într-un fel sau altul. Toate dezamăgirile astea v-au ghidat, interesant, v-au ghidat pas cu pas către cărarea cea bună. Care va fi aceea, vom vedea. Ați fost manipulați și trădați, asta e clar. Poate de un alt semn de pământ pentru unii, dar simt că la locul de muncă, pentru că e și capitolul carieră. Ia uite, numai cărți de pământ și semne de aer. O relație dezechilibrată care v-a pus la pat pe unii sau ați fost bolnavi sau trebuie să vă regăsiți echilibru mental. Posibil la distanță pentru unii? Da. Da. Oricum, trecând peste acest mesaj, trebuie să munciți. 8 înseamnă transformare. Să munciți pentru această transformare spirituală, regăsirea luminii, lumina din sufletul vostru. Dacă asta face. Felinarul acesta, de fapt, este în sufletul eremitului. Clarificăm dorințele inimii. Pentru Capricorn, dorințele inimii. Oh, da, ce frumos. Am zis că cineva a fost invidios la locul de muncă, poate ați avut și certuri, argumente, cuvinte negative, poate unii au fost mai tineri, au fost atacați verbal și vreți să vindecați. Vreți să vindecați. Dacă au fost argumente cu cineva în planete, cu planete în semn de aer sau de apă, iar posibil variază, oricum cavalerul de cupe în acest context simt că înseamnă împăcare, vindecare. Dacă nu neapărat împăcare, poate să fie vindecare. Înțelegeți că o abordare emoțională, cum am zis aici, încercați să îmbinați apa cu pământul. O abordare emoțională s-ar putea să vă aducă mai mult succes în viața personală decât să vă susțineți eventual ideile într-un mod logic. Foarte frumos mesajul. Încercați într-un mod creativ, pentru că sunt creative și cupele. Și uite, așa a reușit să intrați, să vă infiltrați în mintea și în sufletul oamenilor, că vorbim de suflet, și reușit să-i convingeți că e la locul de muncă. Dar, repet și revin la mesajul pe care l-am spus mai devreme. Posibil înainte ați fost în joburi care v-au adus stres mental pentru că nu vă reprezentau sufletul. Încercați și ascultați-vă inima. E interesant, cupa e în dreptul inimii. Ascultați-vă inima și mergeți, călătoriți, da? Călătoriți, aveți, oh, ce frumos mesaj. Călătoriți, aici este călătorie, cavalerul este pe un cal și în momentul în care intrați în această călătorie, să aveți convingerea că sunteți pe calea cea bună. Important este să faceți primul pas. Nu vă faceți griji de călătorie. Așa spunea și Rumi, nu trebuie să-ți faci griji de călătorie, de direcție, de țintă. Ci să fii atent la fiecare pas, să nu te împiedici, să nu ai parte de tentații, da? Și să-ți asculți inima, intuiția și ce mai eventual și această etalare, că tot aveai aceasta sau altele care, eu știu, simțiți voi că rezonează cu voi. La capătul setului de cărți, 4 de cupe și 10 de cupe. Posibil, pentru unii, un semn de apă, se simte ori voi, ori ei. Nu ați manifestat acest vis frumos. Ei sunt supărați, voi vă simțiți așa, lăsați în frig, în ceață, fără partener, da? E un vis frumos care nu s-a materializat, repet, dar care v-a dat putere, v-a învățat să fiți puternici. Eventual, unul a fost mai orgolios, posibil semnul de pământ, că totuși apare regele de monede. Unul a fost mai orgolios. Pentru că a simțit că aceste emoții, sau racul, sau peștii, sau scorpionul, aveau cu atâtea emoții, au simțit că își pierd terenul de sub picioare, că așa se întâmplă. Ați văzut și voi la mare, că tot mergem acum la cine merge la mare, da? Un pic meditați cum, ce se întâmplă cu plaja, cu nisipul, în momentul în care vine apa, în momentul în care vine valul, da? Își pierde un pic din structură și a simțit că vă pierdeți un pic din stabilitate, dar nu ați avut viziunea, n-ați înțeles că, de fapt, în momentul în care se îmbină,
Atunci apa și pământul devin puternice pentru că se transformă în lut și lutul devine material de construcție și rezistent în timp. Pentru cine este mesajul rămâne de văzut. Aș vrea totuși eremitul să mai clarific. Clarifică-mi eremitul. Clarifică-mi eremitul. Opa, așa. Uf. Pentru unii trebuie să vă recâștigați încrederea. Poate unii trebuie să lăsați în urmă un semn de foc seducător, seducător. Dar, trecând peste chestia asta, eremitul și regina, foarte opuse energiile, eremitul și regina de bâte. Posibil să reprezinte două energii din voi. O energie foarte profundă, că știu că sunt capricornii sunt foarte profunzi. O energie în care posibil planetele din Săgetător sau pe unde aveți voi vă reprezintă regina de bâte, încrezător, plin de creativitate, de ambiție, da? Și eremitul, o latura voastră spirituală care, repet, trebuie explorată. Trebuie explorată. Foarte interesant este că și regina de bâte își urmează inima, reprezintă leul și leul reprezintă inima. Interesant că și regina de bâte studiază magia, oracolele, tarotul, oracol, cărțile de oracol, tarotul, astrologia, dar mai degrabă chestiile acestea care țin de magie. Posibil trebuie să cineva, într-un fel sau altul, vă ghidează către această cale spirituală, către această transformare. Iar simt că Regina de Bâte ar putea să vă transmită un mesaj de încurajare. Da, mergi pe acest drum, este la început întuneric, nu-ți face probleme, este frig, dar la un moment dat vei găsi lumina, lumina din inima ta. Ce ar mai fi? Ar mai fi. Și posibil ca după această transformare și călătorie spirituală să vă transformați din eremit într-o persoană strălucitoare, da? Plină de foc, de pasiune care transmite căldură, da? Nu e în frig. Adică, cu alte cuvinte, și mai simplu, să simplific, vă găsiți această lumină interioară și începe și generați. Generați lumină. După ce o perioadă va trebui să o găsiți, dar să o găsiți în voi. Și interesant că oarecum cromatic, eremitul ține mai mult de 5 de spade, să zic, de o perioadă mai gri din viața voastră. Și cavalerul de cupe e, să zic, o leacă mai cald și reprezintă iar o zonă a inimii, e mai inimos, mai empatic, da? E o transformare a voastră, zic eu. Regina de bâte are încredere. Dacă nu ați avut încredere, începeți să aveți încredere. Ho, interesant. Eventual tăiați legăturile cu toți cei care v-au mințit. A fost cineva în preajma voastră, posibil semn de aer, nu obligatoriu, care v-a mințit. Poate pentru unii să fie un semn de foc care v-a mințit, în cazul în care lăsați în spate. Și vorbind de carieră, poate să fie un șef, o șefă sau colaborator sau, în fine, nu, cineva la job, da? Poate unii dintre voi, dacă sunteți mai tineri, poate la job a fost o persoană seducătoare și într-un fel sau altul v-a mințit și trebuie să tăiați legătura, da? Semn de apă, aer, semn de foc. Da? Și să vă separați. Turnul. Eventual vă separați într-atât încât vă schimbați și jobul. Și turnul vă aduce mai aproape de acele 10 de monede pe care l-am discutat un pic mai devreme. Eventual învățați, că asta face eremitul prin această călătorie spirituală. Învățați să aveți răbdare, dacă capricornii au răbdare în general. Nu doar să vă vindecați, și să găsiți lumina interioară, că și unul și celălalt își găsește lumina interioară, ci să aveți răbdare, temperanța, să manifestați acele 10 de monede într-o altă direcție, da? După ce apare turnul, separarea de cineva. Și sunteți dispus să luptați. Și sunteți dispus să luptați cu concurența. Și iar aveți pe cineva care practică tarotul, Marea Preoteasă, și vă ghidează într-un fel sau altul. Eventual vă ah, ce frumos, vă ghidează în această călătorie, o altă călătorie, da? Asemănătoare cu eremitul, 8 de cupe, da? Care vă schimbă viața. E un risc în aparență, dar
Ia uite, vă aduce iar mai aproape și au revenit cărțile. Doi de bâte, lăsați un semn de foc eventual sau pe cineva și vă manifestați această inspirație divină. Asul de bâte și soarele poate să fie o inspirație divină. Repet, să începeți un nou capitol, să călătoriți către cineva care vă umple sufletul. Ia uite ce frumos! Regele de cupe, valetul de cupe, îndrăgostiți. Oh, 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 ce frumos! Și steaua, și cupa, și cupele. Probabil persoană singură. 9 de monede. Probabil persoană singură. Și pentru că vorbim de carieră, am zis, urmați-vă chemarea inimii. În momentul în care reușiți să faceți acest lucru, vă împliniți destinul, că de fapt am zis, faetonul merge către stea și stea înseamnă destinul vostru. Eventual, colaborați cu cineva. Cu cineva și învățați să comunicați altfel. Mai creativ, mai emoțional, în această nouă direcție, în acest nou proiect, în acest nou job, da? Sunt niște planuri de viitor pe care unii dintre voi vi le faceți. Și vi se confirmă, repet, să vă ascultați inima, eventual această etalare, da? Și să călătoriți, dar faceți-vă planurile că apare doi de bâte, către drumul vostru. Sănătate, vreau să zic, nici n-am apucat. Sănătate Capricorn. Oh, oh, oh. Șapte de Măi, unii dintre voi ați fost la munte și ați alunecat pe un teren abrupt și ați avut probleme și a trebuit să vă vindecați. Regele de cupe e vindecă, da? A fost o nebunie, în fine. Faceți alpinism, mergeți pe munte, e un cort aici, da? Și a stat de vorbă, n-ați fost atenți la teren și uite, a alunecat, interesant. Și atunci regina de spade, dacă a apărut, poate să fie o doctoriță care va trata după, eu știu, un accident la munte pe unii interesat. Mesaj. Of. Capricorn. Apare iar asul de cupe, înseamnă vindecare. Capricorn, sănătate. Mare grijă dacă mergeți prin excursii. Fiți atenți pe unde călcați. Căci you are on the right path. Ești pe cărarea cea bună, da? Totuși, aia am zis mai devreme și interesant cum se confirmă cărțile. Fiți atenți la pași, nu la cărare, musai sau la țintă. Fiți atenți la pași. Capricorni. Sănătate. Okay. Oh, a vrut să se arate. Asul de cupe, vindecare. Frumos. Eventual învățați să vă iubiți. Ce înseamnă? Eventual să ascultați dorințele inimii. Asta înseamnă iubire de sine, stimă de sine, stimă față de voi. Să acționați conform inimii voastre, nu ale proiecțiilor. Vă schimbați viața. Unii chiar lăsați un semn de foc în spate. Încă o carte. Două au vrut să se arate. Și au venit invers. V-ați vindecat, pentru că patru de spade în poziție normală arată un proces de vindecare. Invers, v-ați vindecat. Dar, încă, valetul de monede a venit invers. Încă, dacă e o chestiune care ține de un accident, încă nu puteți merge atât de bine. Valetul de monede ar putea să vă reprezinte pe voi. Da. Încă, poate, mai aveți amețeli, unii dintre voi. Trebuie să vă întăriți organismul. Repet, cu lichide, mai apărut și la alte zone, că tot e zodii, că tot e cald. Sau altfel de medicamente. Și în primul și în primul rând, cu credință. Cu credință, pentru că patru de spade, posibil în această perioadă de convalescență, de boală, de ce-o fi fost, ați început unii dintre voi, că tot a apărut temperanța, să vă conectați la îngerii voștri, la spiritualitate, da? Și totuși, dar de ce este valetul de monede invers? Valetul de... ați avut pierderi! Pierderi de minerale, că asta înseamnă minerale, țin de cristale, de o zonă de asta a pământului. Probabil din cauza asta aveți sau riscați unii dintre voi. Susțineți-vă oasele. Ce frumos mesaj, acum mi-am adus aminte.
Saturn în Capricorn și cu Pluto, transformare. Capricorn, în general, reprezintă sistemul osos și Saturn probabil a îngreunat niște lucruri, v-a testat prin aceste situații pe unii, nu pe toată lumea. Poate unii chiar ați fost și operați, că tot apar spade, dar acum zic eu că v-ați vindecat, apare asul de cupe sau încă sunteți într-un proces de vindecare și trebuie să mai lucrați un pic la mineralizarea oaselor voastre sau pur și simplu a corpului. E drăguț. E drăguț că apare totuși, apare 6 de monede. Primiți ajutor din partea cuiva. Că primiți bani de medicamente, că vi se dă un nou tratament, că cineva vă susține. E de bine și începe să vă câștigați speranța. Dacă e vorba de job, s-ar putea să primiți un dar de bani. Să vină cineva să investească în afacerea voastră și să simțiți că deja sperați. 3 de bâte, sperați că dacă munciți, veți depăși această situație, ia uite, aceste trădări sau această boală, că asta înseamnă și boală, și veți manifesta, ia uite ce frumos, victorie, ce frumos, asul de spade, asul de cupe, soarele, luna, vă ridicați deasupra problemelor, ia uite, tăcere, singurătate, dar problemele astea au fost ca să vă luminez, să vă aducă mai aproape de cărarea voastră spirituală, de cărarea voastră spirituală. Da. Cam aceasta e etalarea deocamdată pentru Capricorn. Trec cu partea a doua. Vă pup, vă doresc numai bine. Pa, pa!